Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem ora de live pe AirLife. Transmitem dintr-un loc gustos. Suntem la frumoasa brutărie din Bardar, aici unde se creează cei mai gustoși cozonaci, cei mai delicați, acei cozonaci pe care îi veți găsi pe rafturile din magazine și vă vor face sărbătorile pascale mai frumoase. Să mergem! Iar acum, prieteni, ne aflăm în inima brutăriei Bardar, acolo unde se produc cei mai delicioși, cei mai gustoși cozonaci și nu numai. Îl întâlnim și pe Dorin Platon, care este tehnologul șef. Dorin? Da, deci acum ne aflăm în secția de producere a cozonacilor, a ruladelor, a produselor pentru sărbătorile care urmează să vină. Anul acesta am venit cu ceva în plus față de anii precedenți. De ce o să vă prezint mica noastră vitrină, să zicem așa, cu produsele care le avem. Este colomba, da, deci care simbolizează hulubașul păcii. La fel avem în două sortimente, cu stafide și portocale și ciocolate. Și hulubașul păcii, hulubașul tradițional care îl știm cu toții. Ne-am mijlocit deja produsele care au fost și în anii, în perioada anterioară. Sunt rulade cu diverse umpluturi. Panetonele produs de noi, adică furat de la italieni și personalizat, da, după brutăria noastră, în condițiile care le avem noi. Și ne-am mijlocit pasca cu brânză dulce și pasca cu brânză sărată pentru iubitorii de acest tip. Totodată observ și un ambalaj ultramodern. Da, desigur, dacă anul trecut am venit cu ambalaj nou pentru panetone, anul acesta la fel am venit cu un ambalaj pentru ruladele care le avem noi. Da, deci este un ambalaj clasic, frumos, care va da viață produsului nostru. Da, într-adevăr, impresionantă vitrină, dar nu pot să nu te întreb, Dorin, despre rețeta aluatului pentru cozonaci. Cât de greu a fost să o împrumutați de la italieni? Da, bineînțeles că a fost destul de greu. A durat ceva timp până am adaptat-o la noi în brutărie, adică au fost nenumeroase încercări, testări pentru a ajunge la acel gust, acea aromă să fie cât mai aproape de panetonele italian. Ba chiar mai mult, eu cred că deja un pic s-a inversat această ecuație, da? Adică deja noi moldovenii avem comenzi venite de peste hotare, să trimitem în Germania, în Italia, în Franța, adică avem și solicitări de genul acesta. Extraordinar! Dar până la urmă, rețeta rămâne una secretă, personalizată, doar la brutăria Bardar. Desigur, desigur, deci asta nu se divulgă. Tot ce pot să vă spun, unul dintre aceste secrete este dragostea și pasiunea față de a produce aceste deliciuri. Câte grame de dragoste, câte grame de pasiune se adaugă în acest aluat, voi încerca să aflu de la aceste albinuțe harnice care repartizează deja viitoarele colombe de pe rafturile din magazine. Salut! Bună ziua! Bună ziua! Hai să facem cunoștință. Eu sunt Traian. Eu sunt Valentina. Valentina, am încercat să aflu de la Dorin rețeta secretă a aluatului pentru cozonaci, anume de la brutăria Bardar, dar a fost cam așa, cam... Nu prea am înțeles. Spune-ne tu, ca să n-aud eu. Pentru a avea un rezultat cât mai bun, este nevoie de ingrediente de înaltă calitate, de respectarea procesului, adică de la început până la urmă, și normal că cel mai important ingredient este bună dispoziție, dragostea. Venind la lucru, ne încadrăm cu bucurie, comunicare. Într-adevăr, simt o energie pozitivă aici, în această secție, dar totodată brut. Dar e o profesie destul de grea, spune eu așa. Cum rezistați? Da, este mai ales acum, în această perioadă, este puțin mai dificil, se simte așa o ferbințeală, dar oricum suntem bucuroși să aducem aceste produse în casele oamenilor,
să auzim la final comentarii doar de bine și ne mândrim cu asta. Eu vreau să-ți recunosc, Valentina, că aluatul ăsta arată așa de bine că vreau să-l mănânc deja așa crud, dar mai aștept un pic. Îți mulțumim! După cum vedeți, prieteni, muncitorii muncesc în condiții foarte bune, în niște săli luminate, unde miroase a cozonac. E un job de vis, dar mai multe despre această profesie ne va spune administratorul principal al brutăriei Bardar, domnul Nistorică. Salutare! Ziua, bine ați venit! Spuneți-ne mai multe despre cozonacul, ce-l face deosebit de alte branduri, anume cozonacul de la brutăria Bardar. E simplu, noi îl facem după o rețetă, cozonacul acesta tradițional, o rețetă care o avem de mai mult de 20 de ani. Deci este ceva autentic, ceva care a fost un pic șlefuit, îmbunătățit în timp, dar ne ținem acolo. Pentru că să știți că vin clienți care zic, am luat cozonac de la voi acum 5 ani, e la fel de bun? Vreau să fie la fel. Domnule Nistorică, care e totuși cheia succesului pentru o afacere în domeniul în care activați? Pentru cei care au și ei planuri de a se lansa cumva pe piață. Da, nu este o afacere ușoară. Prin definiție, brutăria, panificația nu sunt afaceri profitabile. Pentru că faci pânică, care oamenii s-o mânce în toată ziua, respectiv trebuie să fie la un preț accesibil. Ce încercăm noi să facem și unde credem că reușim? Este în primul rând că, pe lângă sortimentația tradițională, totdeauna căutăm să inovăm. Și ați văzut că e panetone, că e colomba, că e hulubaș, că e ruladă împachetată. Deci facem chestia asta întotdeauna ca să ne surprindem plăcut clienții noștri și să găsească ceva nou în fiecare an. După care bănuiesc eu că este și acest mediu în care se produc aceste produse minunate. Pentru că este un mediu rural, artizanal, ne-ați văzut echipa, adică oamenii vin și muncesc aici cu dragoste. Noi încercăm să-i loializăm oferindu-le condiții bune de muncă, oferindu-le un prânz gratuit, anumite sărbători, premii de sărbători, lucruri care, credem noi, picătură cu picătură, adună acolo la o loialitate față de afacere. Pentru că noi știm că dacă în acest aluat s-a pus și dragoste, s-a pus și pasiune, garantat va ieși un produs bun. Într-adevăr, brutăria Bardar a devenit un fenomen, să zic așa, mai ales acum în această perioadă specială, perioada sărbătorilor pascale. Domnule Nistorică, vă rog să-mi iertați tupeul, dar abia aștept să trecem și la degustație. Asta este o condiție obligatorie pentru toți oamenii dragi care vin la noi aici. Nu mai pot răbda, aroma este incredibilă. Iată și momentul suprem, atunci când acest cozonac care încă n-a părăsit brutăria va fi feliat aici și va fi degustat. O, da! Într-adevăr, prieteni, crocant în exterior și fraged, moale, puhav și aerat în interior. Acesta este secretul unui cozonac de calitate. Dă-mi voi mie, te rog, priviți. Doamne, o aromă care mă duci cu gândul la copilărie, la această perioadă când așteptam cu nerăbdare să iasă pasca din cuptor. Colomba cu stafide și portocale. Wow, wow! E călduță. Așa e, se simte aroma portocalei și a stafidelor. Într-adevăr, două arome diferite, dar totodată atât de frumoase, aroma stafidelor și a portocalei. Textura e delicioasă, e moale, e pufoasă. Iar migdalele. Și aici avem cozonacul nostru tradițional.